Acidentul ieri cu o persoană neîncarcerată în localitatea Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu, în apropiere de ceas. A intervenit o auto specială cu apă și spumă, un echipaj SMUR și o ambulanță. Victima, un bărbat în jurul vârstei de 28 de ani, a fost preluat de către un echipaj de la ambulanță, a transmis Iisus Sălaș. Din primele cercetări se pare că tânărul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp. Tânărul se află la spitalul de urgență din Zalău, unde a fost supus mai multor analize. Chiar mai de mult. Sigur, mai de mult. Nu ce fac. Nu ce mai de mult. Nu ce fac. 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 N